Astăzi, elevii claselor a 11-a și a 12-a au susținut proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, în cadrul simulării bacalaureatului. S-au înregistrat aproximativ 1000 de absenți. În județul Constanța sunt înscriși în total 7467 de elevi, dintre care în clasa 11-a sunt 3803, iar în clasa a 12-a 3664. Probele au început la ora 9, iar timpul destinat elaborării lucrării scrise a fost de 3 ore. Evaluarea acestora se realizează de către profesorii evaluatori din unitatea de învățământ, în care se desfășoară simulările. Fiecare lucrare este evaluată de 2 profesori, dintre care unul care predă la clasă. Rezultatele obținute la simulările bacalaureatului nu se contestă, iar notele obținute nu se trec în catalog. Astăzi a continuat simularea examenului național de bacalaureat cu proba la matematică și la istorie. Din nou am bucuria să vă anunț că nu au fost decât 3 absenți motivați la clasele a 11-a și unul singur la clasa a 12-a, așa încât cea mai mare parte din elevii noștri vor ști cum stau și la română și la istorie. Din câte am discutat cu ei, subiectele s-au părut accesibile. Urmează să vedem și după corectare dacă într-adevăr ele au fost suficient de ușoare pentru a trece toți. Vor urma apoi simulările mâine la celelalte discipline, unde din nou avem speranța să nu întâmpinăm nicio dificultate. N-a fost nici azi niciun incident, totul a decurs absolut normal. Astăzi s-au înregistrat 1165 de elevi absenți. Astfel, la clasa 11 au lipsit 599 de elevi, dintre care la matematică au fost 483 de absenți, dintre cei 3781 înscriși. La istorie au absentat 116 elevi dintre cei 1155 înscriși. Elevii claselor a 12 au absentat într-un număr ceva mai mic. Dintre cei înscriși au lipsit 566 de elevi. La matematică nu au fost prezenți 473 dintre cei 3662 de înscriși, iar la istorie au fost absenți 93 de elevi, dintre care 1146 înscriși. 3 elevi din clasa 11 au fost eliminați, respectiv 2 de la Liceul Teoretic Negru Vodă, care au schimbat ciornele, și unul de la Liceul Teoretic Traian, care a fost prins cu o fițuică.